Situația este îngrijorătoare în Mehedinți. Rata de infectare a depășit 2 la 1000 de locuitorii la nivelul județului, iar 4 localități sunt în scenariu roșu. Municipiul Drobeta-Turnu-Severin rămâne în continuare cel mai afectat, rata incidenței cumulative de COVID-19 se apropie de 4 la 1000 de locuitori. Situația este gravă în Mehedinți. De la ultima raportare, alte 48 de persoane au fost confirmate pozitiv cu COVID-19 și alți 3 mehedințeni au murit infectați cu coronavirus. Este vorba de 3 bărbați, unul dintre aceștia având vârsta de 46 de ani, iar ceilalți 2, 62, respectiv 85. Situația epidemiologică din județul Mehedinți este următoarea. 1080 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia. 165 persoane se află internate, din care 11 persoane sunt internate la secția ATI. 134 persoane sunt izolate la domiciliu asimptomatice. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 48 de cazuri noi de îmbolnăvire și 3 decese. Precizăm că rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori în județul Mehedinți este 2,09. Totodată, la nivelul județului Mehedinți, rata infectării crește considerabil, iar 17 localități au rata de infectare peste 1,5. Municipiul Drobeta-Turnu-Severin rămâne în continuare cel mai afectat, cu rata de 3,72 la 1000 de locuitori, fiind urmat de comuna Malovăț, cu rata de 3,36. În continuare și în comunele Izvorul, Bârzii și Eșelnița, rata incidenței cumulative a depășit 3 la 1000 de locuitori.